ce stați, doamnelor, așa, dar în ziua aș vrea să-ți bai pe inimă rea. Dar acum nu spre trec, îmi luați ce mai muncesc, de pentru ce trebuie. Cele peste 120 de doamne și domnișoare au dat startul petrecerii încă de la orele amiezii. Evenimentul organizat la pensiunea Casa Cutei a fost presărat cu surprize și momente inedite pentru femeile social-democrate din Colegiul 5. De fapt și de drept, domnul Ghiveciu a organizat în fiecare an de când dumnealui s-a ocupat această funcție, așa, de deputat, în fiecare an am fost invitate, ba la Buzău, ba aici, la Casa Cutei, acum n-am mai fost niciodată aici și e foarte frumos, așa, și cred că dumnealui întotdeauna va face acest lucru atâta timp cât, să zicem, va fi în politică și sper să fie mulți ani de acum înainte. Este o seară foarte frumoasă, ne simțim nemaipomenit. După cum puteți observa, toată lumea se distrează. Ne simțim tare bine, suntem chiar încântate. Un gest frumos din partea domnului deputat. Sper să o țină tot așa și în anii următori. Exemplu, sau deja s-a... a devenit un obicei să ne vedem cu ocazia zilei de 8 martie, zilei femei, și admirăm din partea noastră toată admirația și față de dumnealui. Petrecerile organizate de deputatul Marian Ghiveciu au devenit deja o tradiție de Ziua Femeii. Noi am participat cu copiii la diverse concursuri organizate de dumnealui și ca de fiecare dată îi mulțumim și dorim să inițieze astfel de concursuri sau petreceri de câte ori crede dumnealui că este nevoie. Minunat, e foarte frumos, atmosfera e plăcută, sunt multe doamne, să zicem, din toate generațiile, asta e cel mai frumos, așa, e foarte bine. Un gest frumos, lăudabil și încântător până la urmă, că uite așa ne cunoaștem mai bine, socializăm și... De ce nu? Poate că punem și niște baze pe mai departe, cine știe. Vom vedea. Deputatul buzoian s-a declarat încântat și totodată onorat de prezența a peste 100 de doamne și domnișoare la evenimentul festiv de la Sărata Monteoru. Mă simt foarte bine, este un obicei al biroului parlamentar. Suntem la a șasea ediție. Sunt prezente doamne din colegiul numărul 5, doamne pe care le cunosc, pentru că împreună am fost în mai multe campanii. De asemenea, foarte multe dintre doamnele prezente astăzi aici au făcut vizită la Palatul Parlamentului, așa că este un motiv de bucurie că putem astăzi, de ziua dumnealor, să le oferim clipe frumoase și să mai aflăm și din problemele dânselor, din localitățile din care provin, de așa manieră încât să fim foarte apropiați unii de alții. Și petrecerea de azi a fost o reușită, astfel că parlamentarul buzoian va mai pregăti astfel de evenimente pentru femeile din organizațiile PSD din Colegiul 5. În politică trebuie să fii foarte serios. Nu poți să apelezi la aceste doamne minunate numai când ai nevoie de voturi. Trebuie să dai dovadă că le respecti și cred că merită mult mai mult decât această petrecere. Nu mai am unde să mă retrag.